Hello, dragii mei, bine v-am regăsit! Astăzi discutăm despre cum se face o plombă în clinică. Plomba este unul dintre cele mai uzuale lucruri pe care le facem în clinica stomatologică și sunt sigură că 90% dintre voi aveți o plombă pusă la un moment dat, așa că astăzi am hotărât să ne întoarcem la lucrurile basic și să vă arătăm pas cu pas cum se face o plombă într-o clinică stomatologică. Disclaimer, nu toți medicii lucrează la fel, nu toate clinicile sau cabinetele arată la fel sau lucrează cu același tip de materiale, asta ca să știți voi să nu aveți pretenții sau să vă așteptați la același lucru de la stomatologul vostru, fie că este la dentalist, fie că este într-un cabinet în Oradea sau într-o clinică în Cluj, I don't know, au fost niște exemple random astea. Vreau să știți că fiecare medic stomatolog își face alegerile lui, lucrează cu instrumentele și cu materialele cu care se simte confortabil și lucrul poate să fie foarte corect cu orice tip de instrumentar și materiale alege medicul respectiv. Ce e important să știți? Când se face o plombă? Plomba, sau în termenii noștri stomatologici, obturația, este un material care înlocuiește smalțul și dentina, țesuturile dentare stricate de o carie. Practic, în momentul în care aveți o sensibilitate la dulce sau la rece, localizată la o măsea sau două, este foarte posibil să fie vorba de o carie, așa că vă recomand să mergeți la medicul dentist pentru a o diagnostica și a o trata. Pașii sunt de a curăța caria respectivă, se îndepărtează tot țesutul afectat, după care în locul țesutului afectat se pune un material de plombă care a fost cercetat ani de-a rândul. Sunt foarte multe tipuri de materiale care au în mare parte cam aceleași proprietăți, dar bineînțeles că există și diferențieri între ele. În mare parte, ce e important să știți, acest material pe care vi se pune în momentul în care se face o plombă trebuie să fie de aceeași culoare ca dintele la care s-a lucrat, pentru ca ulterior să nu se vadă că voi aveți o plombă. Este foarte important ca această plombă să fie adaptată, adică potrivită în felul în care mușcați și când ați plecat de la medicul dentist, practic nici să nu simțiți că s-a lucrat acolo. Există situații când plomba se realizează sub anestezie locală și se întâmplă ca atunci când medicul încearcă să potrivească plomba în mușcătură să nu fie 100% corectă potrivirea, pentru că sunteți atât de anesteziat încât e posibil să nu simțiți toate contactele la momentul respectiv. Dar asta nu presupune o problemă, puteți să faceți o vizită ziua următoare sau peste două zile la medicul dentist când nu mai aveți anestezie și simțiți mult mai bine toate contactele dintre dinți și lucrurile se îmbunătățesc. Am pregătit un clip pentru voi în care o să vedeți exact tot ce presupune curățarea dintelui și aplicarea unei plombe. Domnul doctor Verbece este la butoane, așa că haideți să-l urmărim. Pacientul este așezat confortabil în scaun și se uită la programul lui favorit, fie că este Netflix sau YouTube sau HBO. În 90% din situații se face anestezie pentru ca pacientul să stea confortabil și primul pas este reprezentat de montarea pe suprafața dintelui a foliei de cauciuc albastre pe care o vedeți, digă. Această digă oprește saliva și bacteriile și microorganismele să intre pe suprafața dintelui proaspăt curățat de carie, pentru că este important ca mediul în care lucrăm să fie foarte curat și steril ca să evităm o reapariție ulterioară a cariei. Diga se adaptează pe dinte. Aici domnul doctor fotografiază felul în care arată dinții inițial. Va trata două carii între dinți. Sunt destul de puțin vizibile și domnul doctor Berbece, având un ochi experimentat, le-a identificat foarte bine. Și încă o carie pe suprafața pe care pacientul mestecă. Le va trata pe toate trei în același timp, folosind aceeași anestezie care anesteziază toți cei trei dinții. Acum pe masă vedeți toate instrumentele pe care le folosește medicul în tratarea acestei plombe, materiale de plombă, accesorii, freze. Pacientul așezat comod, îi se pun ochelari de protecție și încet, încet încep să îi se îndepărteze straturile de țesut dentar cariat. Se folosesc freze diferite, de mărimi și forme diferite, așa încât vom îndepărta corect tot țesutul care este cariat, atât țesut dur smalț, cât și țesutul de dedesubt dentina, tot un țesut dur. După ce se îndepărtează toate aceste straturi cariate, avem o cavitate. Vă arăt aici ce a pozat domnul doctor. Este vorba de
cum arată dinții după ce s-au îndepărtat tot țesutul cariat. În imagine vedeți indicatorul de carie se numește. Este o substanță pe care o penzulăm pe suprafața dinților după ce am curățat tot țesutul cariat, ca să fim siguri că am îndepărtat absolut tot. Acest indicator de carie se spală foarte bine cu apă și în zonele unde a rămas carie se îndepărtează. La sfârșit se aranjează perfect cavitatea, adică plomba curățată, și începem să punem plomba. Prima oară se dezinfectează cavitatea formată, după care se montează între dinți niște matrici speciale care se fixează cu niște inele speciale pentru ca să reușim să obținem exact forma dintelui inițială. Este foarte important ca plombele între dinți să fie puse corect, așa încât să poată pătrunde fără nicio problemă ața dentară între dinți, pentru ca pacientul acasă să se igienizeze corect. Nu trebuie să vă fie frică atunci când vă spălați pe dinți sau folosiți ața dentară că vă pică plombele, pentru că ele trebuie făcute așa fel încât să nu pună în pericol integritatea dintelui. Odată montate aceste matrici corect, încep pașii pentru lipirea plombei. Mai întâi se pune acidul peste suprafața smalțului, apoi se spală foarte bine acidul, după care se pune bonding sau lipici, cum îl numim noi. Se penzulează corect pe toate suprafețele unde vom pune material de plombă și se întăresc cu o lumină albastră care întărește atât materialul de plombă cât și acest lipici pe care îl punem înainte. Acum veți vedea cum medicul aplică straturi succesive din material de plombă, care le modelează corect pentru a putea reda forma definitivă a dintelui. Și vedeți că folosește și instrumente speciale de modelare a dintelui pentru a obține o formă perfectă, o anatomie perfectă a dintelui. Se modelează straturile de smalț, se întăresc cu lumina albastră și folosim și un lichid de modelare care ne ajută să aranjăm perfect plomba. Urmează stadiile de finisare perfectă a plombei cu accesorii diferite. Sunt folosite mai multe accesorii pentru ca plomba să fie foarte lustruită. Aici se verifică mușcătura. Este important ca plomba să nu fie doar frumoasă și asortată la culoarea dinților, ci plomba să fie perfect adaptată în mușcătura pacientului. Aici domnul doctor pozează rezultatul final. Îl vedeți în această fotografie cât timp dinții au încă diga pe ei, acest cauciuc albastru. S-a refăcut perfect anatomia, forma dintelui și vedeți cât de frumos arată. Și în această fotografie vedeți exact rezultatul final cu diga îndepărtată. Gingia este fericită, dinții vor fi fericiți pentru că aceste contacte în care pacientul mușcă sunt perfecte și pacientul nu va simți ulterior că i s-a lucrat. Sunt sigură că mulți dintre voi aveți întrebări legate de procesul pe care tocmai l-ați văzut. Vă rog să le lăsați în comentarii și eu o să revin cu explicații pentru fiecare dintre voi. Să știți că plombele corect puse țin chiar 5, 6, 7 ani. Este foarte important să știți că este bine să mergeți la un control la medicul dentist la fiecare 6 luni pentru a vi se face igienizarea, adică detartrajul, dar și pentru a se verifica plombele pe care le aveți, contactele dintre dinți, pentru a se lustrui plombele pe care le aveți, pentru că materialul de plombă se mătuiește în timp și atunci e bine ca întotdeauna să-i dăm un refresh pentru ca plomba să fie bine adaptată, adică lipită de dinte și să nu permită microinfiltrații de salivă sau diverse bacterii. Sper că v-a plăcut! Nu uitați că pe noi ne găsiți pe rețelele social media TikTok și Instagram cu postări zilnice, reinterpretări funny a informațiilor din stomatologie, cazuri before and after care v-ar putea interesa și ne vedem aici în fiecare duminică la ora 8. Nu uitați să dați subscribe! Vă pup!